În toate comunele se dorește ca dezvoltarea să fie cât mai aproape de cea din mediul urban. Unii primari chiar au reușit să creeze condiții mai bune și cu bani mai puțini sau chiar deloc. Spre exemplu, o parte dintre elevii comunei Comăna vor învăța din toamnă în bănci mult mai bune decât ceea ce aveau înainte, printr-o donație generoasă de la o altă școală. Liceul Carol I de la Plopeni, ei au achiziționat acolo niște un mobilier pentru sălile de clasă nou și au avut 100 de bănci pentru câte un copil și 100 de scaune pe care au vrut să le doneze unei instituții. Sunt într-o stare bună, ne-au pus în legătură cu directorul liceului de acolo, am luat legătura cu dumnealui, am plătit o mașină, le-am adus și noi aveam nevoie. Aveam niște bănci în care la un moment dat cred că am stat și noi. Și pentru că noi avem patru școli, știi, și au fost, adică era greu să le faci toată odată că neavând foarte mulți bani. Și le-am făcut pe rând, mai ales și acum când a fost cu pandemia, anul trecut am achiziționat vreo 400 de mese plus scaune noi, nouțe, atâția bani am avut, dar tot mai aveam nevoie. Și atunci această treabă a fost foarte binevenită și uite că o să mai echipăm încă 5 săli de clasă, după care chiar nu cred că va mai fi nevoie. Condițiile vor fi mai bune și din punct de vedere al sistemului de încălzire. Centrala de la Comuna de Jos, acolo erau niște centrale care erau uzate și moral și din toate punctele de vedere și am achiziționat două centrale noi de capacitate mare, le-am instalat cu tot ceea ce trebuie, cu toate autorizațiile, am mai pus și radiatoare că era, noi aveam căldură doar în clase, dar pe holuri nu aveam calorifere pentru că centralele pe care le-am avut nu făceau față și atunci am zis, bă, mai bine să fie în sala de clasă, dar nu era bine că era o diferență de temperatură între sala de clasă și holuri și atunci am pus și pe holuri, am făcut acum recepția, a mers foarte, foarte bine. Acum nu mai e cazul, dar vedeți că la noi, în această zonă, vara maxim 3 luni de zile ține și după aia revine iarna. Primarul comunei Comăna, Viorel Grusea, susține că se vor face investiții și în domeniul medical. Dispensarul nostru este foarte bine dotat, dar mai sărea o țiglă, mai... Și atunci am zis, măi, decât să mai tot schimbăm, să ne tot suim, că noi facem multe în regie proprie și tot nu rezolvăm problema, o să o înlocuim cu învelitoare tip țiglă și 50 de ani de tablă, nu o să mai avem probleme cu dispensarul. Pentru că în rest e bine. Avem și medici de familie, ca medic de familie care se ocupă de cetățeni. Căldură în sala de așteptare, e foarte bine dotat, avem și un cabinet stomatologic și un cabinet de optică medicală și am zis, hai că punem acoperișul, îl facem ca lumea și am rezolvat și această problemă.